Devine deja o tradiție ca după mesele copioase de Crăciun să rămână mâncare. Mulți români au încă frigiderele pline cu sarmale, fripturi și alte preparate. Și cum gospodinele se pregătesc deja pentru o nouă serie de cumpărături pentru noaptea de anul nou, bucătarii ne învață cum să refolosim ce ne-a rămas fără să facem risipă. Un simplu sos poate face mai apetisantă friptura la cuptor, iar brânzeturile pot fi folosite ca bază pentru dulciuri. Ouăle umplute, ce-au rămas. Ce sarmaluțe, asta a fost cea mai mare trecere. Aici ne-au rămas niște salată de băuf, niște vinete. Chiar dacă anul acesta la masa de Crăciun l-a avut invitat doar pe tatăl ei, Nicoleta Telinca a făcut cumpărături și a gătit pentru o masă îmbelșugată, la fel ca în fiecare an. Multe dintre preparate au rămas în frigider. Am gătit sarmale, salată de băuf, friptură, ouă umplute. Sperăm să nu trebuiască să le aruncăm. La fel a procedat și Ana Lupu. Aici am făcut sarmale, 70 de sarmale, din care astea mi-au rămas și le-am pregătit să le dau așa niște cârnați. Supă. Niște prăjiturele. Cum mâncarea rămasă după Crăciun este încă bună, Ana Lupu vrea să o doneze. Nu o să le arunc. Mi-au rămas și sarmale, vreo 15-20, nu știu exact câte sunt aici, că toate le-am pregătit în caserole să le duc la o familie nevoiașă. Nu toți românii aleg să dea mâncarea rămasă după sărbători celor sărmani și umplu cu ea tomberoanele. Un studiu coordonat de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj arată că peste 80% dintre români aruncă mâncare. În medie, într-un an, de la o familie ajung la coș 130 de kilograme. Decembrie este luna cu cea mai mare cantitate care sfârșește la ghene. Bucătarii ne învață însă cum să evităm risipa. Multe dintre mâncărurile rămase pot fi refolosite. Luăm toate felurile de brânză, fie cașcaval, camembert, gorgonzola, brânză de Bordov, orice brânză ne-a rămas după masa de sărbători, topim puțin unt, adăugăm brânza și facem o cremă de brânză. Pregătim o napolitană de brânzeturi cu fructe. Carnea care ne rămâne după sărbători poate fi utilizată în mai multe feluri. Putem face din ea, de pildă, o musaca sau îi putem schimba gustul dacă îi adăugăm un sos. Soluții sunt și pentru fructele rămase în frigider, care, de pildă, pot fi transformate într-un cocktail, iar cozonacul poate deveni un desert care să ne aducă aminte de copilărie. Două ouă, le batem bine, o să-l dăm prin ou, o să-l prăjim în ulei, iar la final o să-l acoperim cu un strat subțire de zahăr. Îl servim cu puțină portocală și zahăr pe deasupra. Românii cheltuie pe alimente și băuturi non-alcoolice de 2 ori mai mult decât media europeană, adică 26% din bugetul familiei, arată statisticile Eurostat. Pentru a evita risipa alimentară, specialiștii ne recomandă cumpătare la cumpărăturile pentru masa de anul nou. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV Plus.